Unii ar spune că în aceste vremuri se vede cel mai bine cât de gospodari sunt reprezentanții asociațiilor de proprietari. Și poate au dreptate. Dacă vizităm acum cartierele Reghinului, vom găsi trotuare practicabile, dar și căi pietonale unde zăpada îi pune în pericol pe trecători. De vină să fie oare președinții asociațiilor sau locatarii care stau pasivi în fața unei chestiuni care cere implicare și acțiune? Dar ați văzut reghineni să acționeze, să măture, să dea cu lopată? Nu prea. Câte unul numai în fața căsii. Așa era și mai de mult. Nu era așa, că se mătura. Cetățeni, ați văzut să acționeze? Nici. Și asta, într-adevăr, fața magazinilor mai ales și asta, nici în fața curților, adică locuințelor. De ce? Pentru că așa sunt oamenii. Așa era și mai de mult? Nu, să știți. Totuși avea puțin educație civică alta decât acum. Nici un cetățean, nici un locatar nu iese, nu ne ajută cu nimica. Singurul de ce? Om, singurul om din blocul ăsta, Moldovan Mihai, care a ieșit, a ajutat în fața blocului. De ce? Întrebarea asta punem și noi an de an. De ce? Nu vre. Zice, de-aia plătim, asociația, oamenii se facă. Noi nu facem absolut nimic. Dar pe vremuri ieșea lumea, era o plăcere. Era obligat. Însă nu doar cartierul Iernuțenii riscă probleme. Amenzi s-ar putea aplica începând de mâine și altor asociații din municipiu. Locuitorii cartierului Mihai Viteazu spun că abia de astăzi trotuarele și drumul au devenit mai ușor practicabile. Acum, odată nu se poate face tot. Cred că nici dacă ieșea lumea, oare nu se putea face odată tot? Noi suntem vârstă și aici este fiecare. Toți suntem pensionari, nici unul e, două. Dar trebuie să cureți. Acum nu poți să aștept să vie sfatul sau cutare, dar în casa dumneavoastră trebuie să cureți, nu? Reporterii de Reghin TV au încercat să ia legătura și cu președintele asociației din Mihai Viteazu, însă acesta nu a putut fi contactat.